Oh, I am what I am. I'll do what I want, but I can't hide. Hai cu bună dimineața! Încă o zi, încă o poveste. Andreea are programare aici la Wax Deluxe să se epileze. Și pe urmă o să leșinăm un magazin de haine pe care o să vi-l arăt imediat. Astăzi are loc epilarea pentru că astăzi Turcia a ieșit parțial din lockdown. Nu este o ieșire totală, cum se prec ceva restricții pentru cetățenii turci. Restaurantele rămân încă închise, dar câteva sunt deschise pentru turiști. În fine, măcar acum e lume pe stradă, sunt mașini, sunt oameni. Începe să fie o atmosferă mai umană, așa. Dacă vă plac țoalele gen, cum să-i spun, pe stilul vagabond, așa, Bai Gordini e de vizitat când ajungeți în Antalya, dar sau în Istanbul, pentru că au magazin și în Istanbul. La intrare te așteaptă un cățeluș micuț, drăguț, micuț. Micuț, că e încă puiuț. Și zăpăcit. Și zăpăcit, care vrea să se joace. Vrea să se joace la bossul. Ce faci? Bine, sunt sex. Nu știu cum să mă pronunț, că este o prostie. Și am uitat să menționez, băieții de la Gordini livrează internațional. Ceea ce e wow. Ia uite buc. Gata epilatul? Acum mergem repede să mă... Gata, puțin shopping? Puțin. Puțin înseamnă bancheta după bancheta de din spatea mașinii plină. În fine, mergem să băgăm ceva la maț. Doar strictul necesar. Strictul necesar, ca în Helsinki, numai lucruri necesare am luat. Da, și mergem să mâncăm. Pe urmă, Andrei are programare la manicură, pedicură. Asta ca să înțelegeți că la noi întotdeauna când venim în Turcia, primele zile sunt de sacrificiu. Ca să ne punem noi la punct ca oameni. Ne facem revizia. Da, exact, revizia. Așa, pe urmă avem o sesiune foto. După sesiunea foto mergem iar să mâncăm, normal, că mic dejun n-am avut astăzi. O viață avem. Și pe urmă mergem, singurul lucru pe care vi-l arătăm astăzi, practic, interesant și frumos, la Cascada Duden. De. De. Haide, hai. Ne vedem mai târziu. Ghiule, ghiule. Aici e meeting de pisici, să moară Franța. Asta te și atacă dacă... Cu mătra e crăcănată, că se spăla la buhuzea. Vedeți cărciuma asta aici? Mâncarea este orgasmică. Ce o iei la labă. Hello Romania. Hello Romania. Hope to see you people like here in Antalya. Choc this restaurant. See you tonight again. See you. See you. Bye. Bye. La mare, la soare, fetițele sunt goale. Hai la mare, băieții mei. Ne-am făcut rezervare la o ședință foto de 3 ore. Că dacă nu ne fac alții poze, la noi prea slabe șanse, că niciodată nu putem să ne facem. Da, în afară de selfie n-ai o poză normală. Doar că bulangioaica aia care i-a făcut unghiile și manicura și pedicura lui Andrei a ținut-o 3 ore, boss. Mă las o morții, mă, 3 ore și fără construcție cu gel, fără de-astea. Las-o, că nu e normal așa ceva. Nu, dar pana mea, așa sunt, frate, n-am nimic cu ele, doamne, că na, e tot muncă. Dar sunt praf, boss, praf, pardaf.
Da, mergem să ne întâlnim cu băiatul, pe care nu știm cum îl cheamă. Și noi nu știm pe nimic. Și revenim. O să vă spunem dacă e bun de ceva sau nu. Și ăsta. Bărbații în general sunt buni, frate. Turcii, bărbați sunt buni. Da, e drept că nu fac manicură și pedicură. Hi Riyad. Hey, how are you guys? Wonderful. Let's go to see the waterfalls. Let's First go. Of all, I want to tell you that Riyad actually found us today by mistake at the restaurant, and he recognized us. And now we are going together to Duden waterfalls. Yeah. And let's have some fun. We promised the followers anyway that we go to Duden yesterday. Yeah. We haven't been, but we're gonna go today. We go today. Merhaba. Merhaba. Can I have one, please, boiled? Yes, this one, that one. Ne luăm porun fier că nu mai putem de poftă. One. V-am spus că vă ducem la Cascada Duden, nu v-am mințit. De data asta. Am greșit traseul pe GPS, dar... L-am mai plimbat și pe băiatul ăsta, era? Dar am ajuns până la urmă. Da. Haideți să o vedeți. Vreți să o vedeți? Vă arătăm? Hai! Am ajuns la hotel. Am luat o cină în pat. Eu încă mai am. Desertul. Desert pepenaș. Pepenașul. Pepenel. Da, să vă explicăm cine e... Riyad. Riyad, băiatul cu care am fost la cascadă. Riyad este un băiat... pe care l-am întâlnit astăzi în, la restaurant unde am mâncat. Bine, el ne-a întâlnit pe noi, pentru că el s-a băgat în seamă. Da, întreba la un moment dat, am trecut pe lângă masa lui ca să ajungem la masa noastră și a întrebat dacă sunteți cumva, faceți vlog cumva? Și am zis da. Și el a zis, m-am uitat la vlogul vostru ieri, nu? Da, bravo. Și dacă tot ai uitat la vlogul nostru, ai cu noi la Cascada Duden. Bine, l-am întrebat dacă vrea să meargă, pentru că știam că noi vom merge. Nu l-am luat cu japca. Și el a zis că oricum. Da, pentru că oricum vroia să se ducă, dar nu știa cum să ajungă, mă rog, în fine. Partea proastă e că la Cascada nu l-am mai găsit pe băiatul care cântă live acolo, de obicei, pentru că la ora 9... Turcii nu mai au voie pe stradă pentru că pentru ei seara încă este lockdown. Da. Dar asta e, data viitoare. Corect. Și acum ne băgăm la editat, pe urmă la somn, că mâine mergem spre... Fetia. Caș. Fetie e pe urmă. Dar tot în zona aia, pentru mine a rămas în tipărie Fetie. Caș, credeți-mă. Da. Hai, Ighegeler. Haide.